Capitolul 26. Binecuvântarea. Să nu vă faceți idoli, să nu vă ridicați nici chip cioplit, nici stâlp de aducere a minte, să nu puneți în țara voastră nicio piatră împodobită cu chipuri, ca să vă închinați înaintea ei, căci eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, să păziți sabatele mele și să cinstiți locașul meu cel sfânt. Eu sunt Domnul dacă veți urma legile mele, dacă veți păzi poruncile mele și le veți împlini, vă voi trimite ploi la vreme, pământul își va da roadele și pomii de pe câmp își vor da rodul. Abia veți trăiera greul și veți începe culesul viei și culesul viei va ține până la asemănătură. Veți avea pâine din belșug, veți mânca și vă veți sătura și veți locui fără frică în țara voastră. Voi da pace în țară și nimeni nu vă va tulbura somnul. Voi face să piară din țară fiarele sălbatice, și sabia nu va trece prin țara voastră. Veți urmări pe vrăjmașii voștri, și ei vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Cinci dintre voi vor urmări 100 și 100 dintre voi vor urmări zece mii, și vrăjmașii voștri vor cădea uciși de sabie înaintea voastră. Eu mă voi întoarce spre voi, vă voi face să creșteți, vă voi mulți și îmi voi ține legământul meu cu voi. Veți mânca din roadele cele vechi și veți scoate afară pe cele vechi ca să faceți loc celor noi voi așeza locașul meu în mijlocul vostru și sufletul meu nu vă va urâ. Voi umbla în mijlocul vostru. Eu voi fi Dumnezeul vostru și voi veți fi poporul meu. Eu sunt Domnul, Dumnezeul vostru, care v-am scos din țara Egiptului, care v-am scos din robie. Eu am rupt legăturile jugului vostru și v-am făcut să mergeți cu capul ridicat blestemul, dar dacă nu mă ascultați și nu împliniți toate aceste porunci, dacă ne socotiți legile mele și dacă sufletul vostru urăște rânduielile mele, așa încât să nu împliniți toate poruncile mele și să rupeți legământul meu, iată ce vă voi face atunci: voi trimite peste voi groaza, lingoarea și frigurile care vor face să visezi stingă ochii și să piară viața din voi. Sămânța o veți sămâna în zadar, căci o vor mânca vrăjmașii voștri. În voi întoarce fața împotriva voastră și veți fi bătuți și veți fugi dinaintea vrăjmașilor voștri. Cei ce vă urăsc vă vor subjuga și veți fugi fără să fiți urmăriți chiar. Dacă, cu toate acestea, nu mă veți asculta, Vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi frânge mândria puterii voastre, voi face ca deasupra voastră cerul să fie de fier și pământul de aramă. Vi se va istovi puterea fără folos. Pământul vostru nu-și va da roadele și pomii de pe pământ nu-și vor da rodul. Dacă și după aceasta vă veți împotrivi, și nu veți voi să mă ascultați. Vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi trimite împotriva voastră fiarele de pe câmp care vă vor lăsa fără copii. Vă vor nimici vitele și vă vor împuțina. Așa că vă vor rămâne drumurile pustii. Dacă pedepsele acestea nu vă vor îndrepta și dacă vă veți împotrivi mie mă voi împotrivi și eu vouă și vă voi lovi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Voi face să vină împotriva voastră sabie care va răzbuna călcarea legământului meu și când vă veți strânge în cetățile voastre, voi trimite ciuma în mijlocul vostru și veți fi dați în mâinile vrăjmașului. Când vă voi trimite lipsă de pâine, zece femei vă vor coace pâine într-un singur cuptor și vi se va da pâinea cu cântarul. Veți mânca, dar nu vă veți sătura. Dacă, cu toate acestea, nu mă veți asculta și dacă vă veți împotrivi mie, mă voi împotrivi și eu vouă cu mânie și vă voi pedepsi de șapte ori mai mult pentru păcatele voastre. Veți mânca până și carnea fiilor voștri, veți mânca până și carnea fiicelor voastre vă voi nimici înălțimile pentru jertfă, vă voi dărâma stâlpi închina soarelui, voi arunca trupurile voastre moarte peste trupurile moarte ale idolilor voștri și sufletul meu vă va urâ. Vă voi lăsa cetățile pustii, vă voi pustii locașurile sfinte și nu voi mai mirosi mirosul plăcut al tămâii voastre. Voi pustii țara așa că vrăjmașii voștri care o vor locui vor rămâne încremeniți văzând-o. Vă voi împrăștea printre neamuri și voi scoate sabia după voi. Țara voastră va fi pustită și cetățile voastre vor rămâne pustii. Atunci țara se va bucura de sabatele ei tot timpul cât va fi pustită și cât veți fi în țara vrăjmașilor voștri. Atunci țara se va odihni și se va bucura de sabatele ei. Tot timpul cât va fi pustită, va avea o digna pe care nu o avusese în anii voștri de sabat, când o locuiați. În inima acelora dintre voi care vor mai rămâne în viață, în țara vrăjmașilor lor, voi băga frica și îi va urmări până și foșnetul unei frunze suflate de vânt. Vor fugi ca de sabie și vor cădea fără să fie urmăriți. Se vor prăvăli unii peste alții ca înaintea sabiei, fără să fie urmăriți. Nu veți putea să stați în picioare în fața vrăjmașilor voștri. Veți pieri printre neamuri și vă va mânca țara vrăjmașilor voștri. Iar pe aceea dintre voi care vor mai rămâne în viață, îi va apuca durerea pentru fără de legile lor, în țara vrăjmașilor lor, îi va apuca durerea și pentru fără de legile părinților lor. Primirea din nou. Își vor mărturisi fără de legile lor și fără de legile părinților lor, călcările de lege pe care le-au săvârșit față de mine și împotrivirea cu care mi s-au împotrivit, păcate din pricina cărora și eu m-am împotrivit lor și am dus în țara vrăjmașilor lor. Și atunci inima lor, netăiată împrejur, se va zmeri și vor plăti datoria fără de legilor lor. Atunci îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Iacov, îmi voi aduce aminte de legământul meu cu Isaac și de legământul meu cu Avram și îmi voi aduce aminte de țară. Țara însă va trebui să fie părăsită de ei și se va bucura de sabatele ei în timpul când va rămâne pustită de parte de ei. Și ei vor plăti datoria fără de legilor lor, pentru că au nesocotit poruncile mele și pentru că sufletul lor a urât legile mele. Dar și când vor fi în țara vrăjmașilor lor, nu-i voi lepăda de tot și nu-i voi urâ până acolo, încât să-i nimicesc de tot și să rup legământul meu cu ei, căci eu sunt domnul Dumnezeul lor." ci în voi aduce aminte spre binele lor de vechiul legământ prin care i-am scos din țara Egiptului în fața neamurilor ca să fiu Dumnezeul lor. Eu sunt Domnul. Acestea sunt rânduielile, poruncile și legile pe care le-a statornicit Domnul între el și copiii lui Israel pe muntele Sinai prin Moise.